Bun găsit, dragilor! Urmează emisiunea Credință Creștină și, desigur, alături de mine, în studioul Clar TV, se află părintele Vasile Grigorescu. Sărmâna, părinte, și bine ați venit! Doamne, ajută și încă o dată și încă o dată bucurie! De fiecare dată ne bucurăm să avem telespectatorii alături și fiecare seară de marți este pentru noi prilej de bucurie, așa cum ne place să spunem. Sigur, pentru că vorbim despre Dumnezeu. Atâta că putem noi să vorbim, cât putem înțelege, pentru că Dumnezeu ni se descoperă, dar ni se descoperă atâta cât putem noi înțelege. Așadar, acum vom vorbi despre dogma Sfintei Treimi și despre Sfânta Biserică. De ce? A doua zi după pogorârea Duhului Sfânt se face pomenirea persoanelor Sfintei Treimi. Și odată cu pogorârea Duhului Sfânt s-a întemeiat și Biserica ca extindere a Domnului Hristos în credincioși. Așadar, tema este îndreptățită. Sigur. Dar mai înainte de a vorbi despre dogma Sfintei Treimi și Sfânta Biserică, trebuie să spunem că astăzi, 6 iunie, este ziua de naștere a Părintelui Calinic, arhiepiscopul nostru. O, și mai mare bucurie, pentru că avem ocazia să-i spunem la mulți ani. Și din partea mea și a personalului, a echipei de aici, Clar TV, să trăiască într-un mulți ani. Să ne să fie sănătos și cu putere de a împlini voia lui Dumnezeu. Și care e voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să se mântuiască. Și Părintele Arhiepiscop Calinic are misiunea de a lucra la mântuirea credincioșilor pe care îi are în pastorală. Și noi suntem copiii duhovnicești ai Părintelui. Îi dorim încă o dată multă sănătate și bucurii duhovnicești. Și bucuria cea mai mare este a fiecărui om, este atunci când, în cazul nostru acum, fiii duhovnicești sunt sănătoși și cu bucurie la împlinirea misiunilor. Fiecare dintre noi avem misiuni. Așadar, sănătate, Părinte Calinic, arhiepiscopul nostru, să ne trăiți într-un mulți ani. Așa să-i dea Dumnezeu multă sănătate și să fie alături de noi, să ne dea sfaturi bune, așa cum face de fiecare dată. Este. Dogma Sfintei Treimi. Întrebarea, înainte de emisiune, ce este dogma? Iată ce spune teologia ortodoxă. Dogma este adevăr de credință descoperit de Dumnezeu, păstrat, formulat și propovăduit de biserică credincioșilor spre mântuire. Că spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 1-2. Dumnezeu odinioară ne-a vorbit prin proroci, iar mai apoi prin însuși Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu se descopere, repet, atât cât putem noi înțelege și este suficient pentru mântuirea noastră. Cum ni s-a descoperit Dumnezeu? Că este unul în ființă și întrăit în persoane. Unul în ființă. Ne spune cartea Ieșire, capitolul 3, versetul 14, Eu sunt cel ce sunt. Că a întrebat Moise, Doamne, cum se numele?
cine ești tu? Și Dumnezeu îi spune, eu sunt cel ce sunt. Adică cel ce există prin sine, din veșnicia veșniciilor în veșnicie. Totodată spune la cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 8, eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, eu sunt Atotțiitorul. Adică El este din totdeauna, din veșnicie în veșnicie. Deci, iată, Dumnezeu este unul în ființă, întrăit în persoane. Așa ni s-a descoperit și este consemnat de Sfântul Apostol Ioan în Epistola 1, capitolul 5, versetul 7. Trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh, și aceștia trei una sunt. Așadar, Dumnezeu, o singură ființă în trei persoane. Dogma Sfintei Treimi, spune teologia ortodoxă, este adevărul de temelie al învățăturii creștine. Stă la baza tuturor mărturisirilor de credință ale Bisericii. Deci pe acest adevăr, că Dumnezeu este treime de persoane, se zidește Biserica. Este temelia întregei creații. Dacă negăm existența celor trei persoane sau a uneia, nu mai știm cine suntem. Se pierde lanțul adevărului, se pierde firul. Da, nu mai putem construi nimic, zidi nimic. Spune teologia ortodoxă, fiecare din cele trei persoane sau ipostase ale Sfintei Treimi, fiecare persoană este Dumnezeu adevărat, pentru că este unul după ființă. Așa cum și noi, multe persoane, suntem una ca ființă, ființă omenească. Deci, automat, fiecare persoană a Sfintei Treime este Dumnezeu. Dar nu sunt trei Dumnezei, da, ci unul singur, după ființă, ca ființă. Fiecare dintre cele trei persoane sau ipostase ale Sfintei Treimi are întreaga ființă, are toate atributele dumnezeiești. Fiecare persoană are dumnezeirea deplină. Fiecare persoană are aceeași însușire ca și celelalte două. Omniprezența, atoputernicia, veșnicia, spiritualitatea, sfințenia, bunătatea, dreptatea. Pentru că însușirile se comunică prin ființă. Deci una ca ființă, însușirile fiecare persoane se comunică. Și fiecare persoană
este Dumnezeu. Cum am spune, soarele are lumină și căldură. Dar fiecare, la rândul și căldura și, și lumina, este soare. Pentru că însușirile se întrepătrund, fără să se amestece, fără să se împartă, fără să se desparte, fără să se contopească. Fiul a spus de nenumărate ori că ceea ce face, face este lucrarea pe care Tatăl o face prin mine. A spus de foarte multe ori acest lucru. Adică cuvântul exprimă mintea. Exact. La fel și Duhul, sau tot Mântuitorul a spus, merg la Tatăl ca să vă trimit alt mângâietor sau să vă trimit pe Duhul Sfânt, pentru că El vă va aduce mângâierea și va fi cu voi. Da, și prin El sunt eu. Exact. De aici eu înțeleg că Tatăl este nu neapărat mai presus, nu neapărat mai mare, dar așa cum ați spus de fiecare dată, din Tatăl pleacă, evident, Cuvântul și Duhul Sfânt. Este cauza. Da, dar vreau să vă întreb acum. Tatăl lucrează, lucrarea Tatălui se realizează prin Cuvânt și prin Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt și Cuvântul, individual, fiecare, poate lucra independent de Tatăl? Nu, e o singură lucrare. La Dumnezeu este o singură lucrare, o singură voință. Dacă Tatăl, cum vom vedea, are planul, nu însemnează că din moment ce Fiul lucrează, planul se împlinește prin Fiul, Tatăl stă deoparte și se uită. Dar Fiul poate avea plan fără Tatăl. Duhul Sfânt este de o ființă. Când acest plan se conturează, se conturează în cele trei persoane deodată. Deodată, fiecare sigur, are planul. Fiecare, deci Tatăl este cauza. Cum spune teologia ortodoxă, este principiu, este Fiul nu este mai mic decât Tatăl. Dacă spune Iisus, Tatăl e mai mare decât mine, că spune în Sfânta Evanghelie, spune ca om. Aici nu vorbim de treaptă, mai sus, mai jos, mai puternic, mai... Nu vorbim aici, să zicem așa cum am spune pe pământ, grade. Nu, nu vorbim aici de supremație. Evident, ei sunt egali. Dar, deși sunt trei persoane, într-una singură, așa cum ați spus, Tatăl totuși, așa cum ați zis, este cauza, este supremul. Fiul nu poate lucra fără Tatăl. Nu, se numește Tată, nu este nume de fire, nu este nume de natură, pentru că toate trei persoane au fire dumnezeiască. Toate cele trei persoane au natură dumnezeiască, sunt fiecare Dumnezeu și împreună Dumnezeu. Deci Tatăl nu este nume de fire, ci este de relație. Da, dar este nume, cumva izvorul planului. Este de relație. Este de cauză că Fiul se naște, Cuvântul se naște, dar Cuvântul nu este mai pe urmă decât Tatăl. Că nici, sau Tatăl este mai înainte de Fiu. Am dat un exemplu cu soarele. Lumina se naște din soare, dar nu este mai pe urmă din soare, ci este deodată cu soarele, cu discul. Da. Și căldura deodată cu soarele. Purcede Tatăl pe Duhul Sfânt, dar nu este ca, nu e o purcedere a unei energii, ci este purcederea unui ipostas
a unei persoane care are existență de sine. Pentru că, mai spus, există ipostasul persoana, are existența de sine. Anume, are existență proprie. În ce sens are existență proprie fiul? Că se naște. Nu se confundă cu cel care îl naște. Care este principiul, care este tatăl. Spune Mântuitorul, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Și numai fiul cel unul născut care este în sânul tatălui. Adică este cuprins în tatăl, precum lumina în soare, întru totul cuprins. Și discul este cuprins de lumină și în soare este lumină. Și căldura și lumina și căldura. Toate sunt formează un întreg, asta un întreg. Nu este unul mai înainte de celălalt sau de celelalte. Dumnezeu, persoane. Duhul Sfânt și Tatăl, una sunt și lucrarea este comună. Da. Noi ne rugăm Mântuitorului. Dau un exemplu. Mă rog Mântuitorului să mă ajute într-o situație sau chiar să mijlocească. Așa îmi vine mie să mă rog și să cer mai departe, da, ca unui mijlocitor, ajutorul Tatălui. Cum se face această lucrare? Pentru că eu mă rog Mântuitorului să mijlocească către Dumnezeu Tatăl. Dacă El una este cu Tatăl, eu nu mă rog direct, de fapt, Tatălui? Sau ne cum să înțeleg această relație? Ne rugăm lui Dumnezeu. Același lucru se întâmplă și cu Duhul Sfânt. Și cu Duhul ne rugăm. Sfânt, Împărate Ceresc. Exact. Pentru că El una este cu Fiul și cu Tatăl. Ca ființă una. Dumnezeu. Ca o ființă. Să dau un exemplu așa, eu știu... Repet, cuvântul, din moment ce mintea se exprimă, naște cuvântul, nu înseamnă că mintea acum s-a despărțit de cuvânt. Este împreună cu cuvântul. Deci nu se poate despărți mintea de cuvânt și de înțelepciunea de Duhul Cuvântului. Pentru că cuvântul are Duh, are viață. Deci mintea, cuvântul și Duhul Cuvântului și Duhul Minții. Pentru că are... putere de convingere, de a te înțelepți, cum vom vedea, așa cum spune Sfântul Isaia, prorocul, în cartea sa. Așadar, nu știu... S-a înțeles. Eu am înțeles ce am întrebat. Da. Data trecută a spus, arătând eu că Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl, sunt alții care spun că purcede și de la Fiul. Și dumneavoastră a spus, da, poate să gândesc pentru că Fiul și Tatăl sunt de o ființă. Și dacă sunt de o ființă, Duhul Sfânt purcede și de la Tatăl și de la Fiul. Păi dar și Duhul Sfânt e de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. Și nu poate să purcede de la El însuși. Purcede și de la El, sigur, sigur. Purcederea este cu totul deosebită de naștere. Cum este nașterea Fiului din Tatăl, cum este purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl, e o taină. Într-o emisiune eu am spus trei mari taine pe care niciodată nu le vom putea
desluși, pătrunde dogma Sfintei Treimi. Tocmai aici trebuie să înțelegem că sunt trei persoane cumva distincte, pentru că dacă am crede... Distincte de ce? Pentru că fiecare persoană are însușirea ei proprie. Da. Exact. Dacă am crede că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul, fiind una cu Dumnezeu Tatăl, atunci și Fiul se poate naște din Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt e una. Și atunci ar fi o totală greșeală să gândim așa. Da. Clar nu. În primul rând, această relație dintre persoanele Sfintei Treimi ne-a fost descoperită de Dumnezeu. Și nu putem pune la îndoială lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu a spus că așa stau lucrurile acolo, înseamnă pentru că așa că sunt. Ce e dogma? Adevăr de credință descoperit de Dumnezeu. Pot eu să pun la îndoială ceea ce mi s-a spus, că România este stat independent, indivizibil și mai știu cum, unitar? Pot să pun la îndoială? Nu pot să pun așa ceva. Pot eu să spun, din moment ce îmi spune că Transilvania, Ardealul, este parte a României, pot să spun eu că nu e și să zic că este a Ungariei? Nu. Pentru că așa este. Uite așa, ăia vorbesc în limba română acolo. Că vorbesc și alții de acolo, vorbesc maghiara, că vorbesc germana, că vorbesc, eu știu, rusa, mai nu înseamnă că Ardealul este al rușilor, al evreilor, al sârbilor sau mai știu acum o fi maghiarilor. Deci sunt niște adevăruri care nu pot fi puse la îndoială. Și mai ales adevărul religios, care ne este descoperit de cel ce este. Dumnezeu, când a spus că se va naște Fiul Său, a spus și ce nume va purta acesta. Ca se va naște, adică se va întrupa. Că se va întrupa. A spus și ce nume va purta cuvântul care se va întrupa. Mântuitorul, când a spus că va merge, că se va înălța la cer, îl va trimite pe Duhul Sfânt. I-a dat un nume, da? Îl va trimite pe alt mângâietor, Duhul Sfânt. Când Dumnezeu a fost întrebat, cum te numești? Cine ești? Cine să spun că ești? El a spus cel ce sunt. De unde a venit denumirea aceasta de Dumnezeu? Dumnezeu este cel ce este. Noțiunea de Dumnezeu, spune un mare filozof francez, René Descartes, o avem născută noi. Am înțeles, dar cine, de unde, ce proroc, cine i-a zis așa prima dată? De unde s-a născut? De unde a pornit ideea asta? Când a zis Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt? Pe Moise, în Cartea Ieșire, capitolul 3, spune acolo, Doamne Moise, Tu mă trimiți la poporul meu evreu și la egipteni, la conducători, să le spun că Tu m-ai trimis ca să-i liberez pe poporul din robie și faraon să dea drumul evreilor. Și spui că m-ai trimis Tu, m-a trimis Dumnezeul meu, dar ce nume ai? Cum se spun? Cum te cheamă pe tine? Pentru că, iată, Dumnezeul grecilor este în vremea aceea Zeus. Dar toți aveau un nume. Al romanilor, eu știu, este altul, sau mai știu cum. Zeul Ra la egipteni și așa mai departe. De ce? Cum te cheamă? Eu sunt cel ce sunt. Care ți-e numele? Eu sunt cel ce sunt. Deci Dumnezeu în treime, eu sunt cel ce sunt. Nu și-a atribuit niciun alt nume. Pentru că este mai presus de orice nume. Spune și Sfântul Apostol Pavel și spun, am mai amintit eu aici de Sfântul Dionisie Areopagitul, care are, printre altele, scrieri și
numirile lui Dumnezeu și spune orice nume am pune lui Dumnezeu, nu spunem tot, nu spunem cine e Dumnezeu, pentru că n-avem cum. De exemplu, dacă spun, uite, mi-a venit acum în minte un nume, lingură. Prin cuvânt, noțiunea aceasta, arăt ce este lingura. Lin, gură. Cea pe care o pun lin în gură, pe limbă, ca să mănânc. Oarecum exprimă, noțiunea exprimă... acțiunea pe care o facem cu instrumentul respectiv. Am dat cumva un exemplu așa. Da. Deci, orice nume am dat lui Dumnezeu, nu arătăm cine e Dumnezeu. Numele pe care îi dăm lui Dumnezeu, le dăm ca însușiri ale lui Dumnezeu. Dacă zicem că Dumnezeu este iubire, nu pentru că Dumnezeu așa e numele lui iubire, pentru că una din însușirile sale este iubirea. Dacă zicem că Dumnezeu este omniprezent, spunem una din însușirile sale, datorită unei însușiri a sale care este pretutindeni. Deci atotputernic, toate cunoscător, atot bun, iubire, sfințenie, veșnicia. Sunt numiri pe care, prin care arătăm pe Dumnezeu ca însușire. Cine, ce, nu ca ființă. Sunt înțeles? Da, bineînțeles. Persoanele sfinte, repet, sunt una ca ființă, dar fără să se amestece sau să se contopească și fără să se schimbe. Rămâne Tată, rămâne Fiu, rămâne Duh Sfânt. De ce zicem Tată? Repet, pentru că este cel din care se naște. Deci nu e nume de natură, de ființă, ce este nume de cauză, de relație. Îi zicem Fiu pentru că e cel care pentru se naște. Că prin, are însușirea de a se, Fiul are însușirea de a se naște, precum și Cuvântul are însușirea de a se naște. Și de aceea îi zicem Fiu. Duhul Sfânt are însușirea de a purcede. Și nașterea și purcederea sunt simultane din ființa Dumnezeu. Și o naște Tatăl. Dar ființa este una. Au fost niște semi-arieni care au... Vorbind despre nașterea Fiului din veșnicie din Tatăl, au zis că se naște din ființa Tatălui, nu din ființa Tatălui. Tatăl naște pe Fiul și purcede pe Sfântul Duh din ființa Dumnezeu. Cum separăm cele două? Ca să înțelegem asta. Dumnezeu este o ființă. Da. Cu trei persoane. Am cu stabilit. Trei persoane. Și Tatăl naște. Tatăl trimite. Una dintre aceasta, cele trei persoane. Da. Tatăl purcede. Dar și Fiul se naște. Și Fiul din ființa Dumnezeu. Și Duhul Sfânt purcede din ființa Dumnezeu. Și Tatăl este în ființa Dumnezeu. Dar cum este această naștere pe care o face Tatăl?
depășește orice înțelegere a noastră. Cum este această purcedere, iarăși este, depășește orice ființă, orice înțelegere a noastră. Deci ființa este Dumnezeu. Și din ființa Dumnezeu naște pe Fiul Tatăl, Tatăl îl naște. Hai să zicem așa, îl trimite, îl pulsează, dar nu este energie, ci este persoană, pentru că are însușire proprie, existență proprie, există prin sine ca naștere. Există prin sine ca purcedere, este persoană, persoană însemnează chip, persoană însemnează înfățișare. Deci Tatăl are înfățișare proprie, că naște și purcede. Fiul are înfățișare proprie, că se naște și e născut. Duhul Sfânt are înfățișare proprie, că este purces și purcede. Deci ce însemnează persoană sau ipostas? Cel ce are înfățișare proprie, cel ce are existență proprie. Și repet ce am zis. Tatăl, înfățișare proprie, existență proprie, că naște și purcede, din Dumnezeu, din ființa Dumnezeu. Și toate sunt o singură ființă. Prin analogie, soarele. Soarele este o singură, unul singur. Dar în el este lumina și căldura. Și deodată din veșnicie, atât căldura cât și lumina simultan, una se naște și alta purcede. Așa și Fiul simultan se naște cu Duhul Sfânt care purcede. Asta e descoperirea de la Dumnezeu. Și cum am spus, este taina tainelor. Și veșnic vom pătrunde în această taină ca o împărtășire de această existență tainică. Însușiri, deci Dumnezeu, ca ființă, are pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Persoanele, Sfinte Treimi, au însușiri interne și externe. Însușiri interne, le-am spus, din ființă naște veșnic pe Fiul și purcede veșnic pe Duhul Sfânt, Tatăl, din ființa Dumnezeu. Nu din persoana sa, ci din ființa Dumnezeu. Tatăl nenăscut și nepurces, Fiul născut, Duhul Sfânt purces, însușiri interne. Nașterea Fiului, iată ce spune Psalmul 2, versetul 7. Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Nașterea Fiului.
din pântece mai înainte de Luceafăr te-am născut. Psalmul 109, versetul 3. Sfântul Evanghelist Ioan spune în Evanghelia sa la capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am văzut slava lui, slavă ca a unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Deci nașterea Fiului din Tatăl, mai bine zis, din ființa Dumnezeu de către Tatăl. Iată, spune iarăși Sfântul Ioan, cuvintele Mântuitorului, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Adesea vedem, mai ales la Sfântul Apostol Pavel, expresia Dumnezeu și Tatăl. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Oarecum, Tatăl am putea să spunem, fiind ca principiu, cauză, este Dumnezeu, dar ca ființă, în Dumnezeu este și Duhul Sfânt, este și Fiul. Procederea Duhului Sfânt. Iată, ne spune Mântuitorul, când va veni Mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Deci iată, Iisus ne spune că Duhul purcede de la Tatăl. Despre El, ca Fiu, spune că se naște din Tatăl. Deci luăm ca atare descoperirea, fără comentarii, pentru că n-avem cum. Nu putem combate. N-avem cum. Pentru că Fiul din veșnicie se naște. Deci El știe și ne spune și nouă. Eu de unde eram eu ca să văd că din veșnicie se naște? Duhul purcede ființial în chip negrăit din Tatăl, prin Fiul cel născut din Tatăl, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Însușiri proprii în extern. Am zis acum însușiri proprii interne. Însușiri proprii în extern, în afara ființei, în creație, în mântuire și sfințire. Și spune Sfântul Apostol Pavel, de la El și prin El și întru El sunt toate. Tatăl este creatorul lumii și autorul planului mântuirii. Și spune Sfântul Apostol Pavel, în epistola a doua către Timotei, capitolul 1, versetul 9, mai înainte de începutul veacurilor. Deci din veșnicie Tatăl are planul, dar nu însemnează că Fiul și Duhul Sfânt a știut, pentru că din veșnicie sunt una. Tatăl spune la Cartea Facerii, este Creatorul. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul și a zis Dumnezeu să facă om după chipul și după asemănarea noastră. Deci Tatăl Creatorul. Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său unul născut l-a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci iată Tatăl, planul creației și al mântuirii.
Fiul. Toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Așa ne spune Domnul Hristos. Și este consemnat de Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 1, versetul 3. Toate prin Fiul s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Adică toate prin cuvânt. Și cuvântul s-a întrupat ca să realizeze mântuirea noastră. Iată, spune Sfântul Pavel, prin Fiul Său cel iubit avem răscumpărarea, prin sângele Lui de iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său. Fiul întrupându-se, iată, lucrează mântuirea noastră, realizează mântuirea noastră. Sfântul Pavel, prin credință înțelegem că s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu, deși timpul Dumnezeu l-a creat prin cuvânt, prin Fiul. Și timpul a început când a zis Dumnezeu să fie. Când a zis Tatăl, prin cuvânt, cuvântul să fie. Deci, prin credință înțelegem că s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci s-au făcut din nimic cele ce se văd. Ca și mântuirea. Duhul Sfânt este desăvârșitorul lucrărilor Tatălui și Fiului. Este însuflețitor al sfințeniei ei. Dumnezeu ca ființă este sfânt. Și făptura o sfințește și o desăvârșește Duhul Sfânt care purcede de la Tatăl prin Fiul și aduce sfințenia și o revarsă peste făpturi și în făpturi. Duhul Sfânt este mângâietor, care rămâne pururea cu noi și în noi. Că spune Mântuitorul, mă duc și vă trimit un alt mângâietor care să rămână cu voi mereu, în voi și cu voi. Duhul Sfânt ne călăuzește la tot adevărul, și cele viitoare ne vestește din ale Fiului ea și ne vestește, ne dă nouă. Așa spune Domnul Hristos și este consemnat de Sfântul Evanghelist Ioan la capitolul 16. Deci Duhul Sfânt ne călăuzește la tot adevărul și adevărul este Hristos și Duhul Sfânt extinde adevărul, extinde sfințenia. Da. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Duhul Sfânt, înfrânarea. Ia cele de la Dumnezeu, de la Iisus și le extinde noi. Darurile Duhului Sfânt, Duhul Înțelepciunii, despre care am vorbit și în emisiunea trecută, Duhul Înțelepciunii, al înțelegerii, al sfatului, al tăriei, al cunoștinței, al bunei credințe, al temerii de Dumnezeu. Vedeți, Duhul Sfânt lucrează. Atunci când păcătuiești, nu mai pe Duhul Sfânt. Ne părăsește sau ce se întâmplă? Nu mai lucrează. Nu ne părăsește total. Pentru că dacă ne-ar părăsi, am fi lipsiți de viață.
dar nu mai lucrează. Vedeți dumneavoastră, chiar am spus și la biserică. De ce avem noi priviri pătimașe? Priviri păcătoase. Și dorințe, nu numai priviri. Și dorințe păcătoase. Ne-am moștenit cu ele pe pofta. De când a poftit Eva și Adam să mănânce din mărul ăla. Și răutatea. De ce băiatul sau fata vede în celălalt murdăria, păcatul? Dorește ceva păcătos. Mi-aduc aminte că eram profesor și stăteam cu elevii de la Târgoviște, cu elevii de vorbă seara și le spuneam, măi băieți, socotiți-mă fratele vostru mai mare și puteți spune orice întrebare, dacă sunt în stare, să vă răspund. Zice, părinte, când văd o fată, mie vine să mă duc la ea, să o îmbrățișez. Cu ce gând? A început să gândească, să râdă. Și am spus, du-te. Să vezi reacția. Ce crezi? Ce reacție crezi că va avea? Cred că m-ar pocni. Pentru că tu ai un gând pătimaș, urât, rău, pe care ea nu-l vrea. De ce să ai gânduri pătimașe, rele? Dar oare aceste gânduri, nu toate, dar multe dintre ele, nu vin din iubire, din... Nu vorbim așa că treci pe stradă și vrei să îmbrățișezi o fată. Nu există iubire vorbim între... decât una singură. Noi am vorbit 5 feluri de iubiri. Așa. Pe care le enumără Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iubirea interesului. Și aici interesul poate fi de mai multe feluri, pe mai multe planuri. Așa, că mă laudă, că mă cinstește sau că îmi dă. Mă ajută. Da. Că nu mai îmi dă, nu mai mă ajută, nu mai mă laudă, îl arunc. Nu mai e nici iubire. Apoi iubirea plăcerii. A satisfacerii unei dorințe păcătoase. Asta nu e iubire, e batjocură, e descalificare, e ucidere. Întinezi chipul lui Dumnezeu. Oarecum te arăți, întinezi judecata, mintea care e de la Dumnezeu, voința, simțirea. Pentru că simțirea întotdeauna trebuie să fie curată, nu pătimașă. Voință puternică. Apoi este o iubire așa, să fie în rândul lumii. În momentul când apare cineva, mai acătării, lasă-mă, mă duc în altă parte. Și o singură iubire pe care a avut-o și o are Iisus Hristos până la jertfă față de noi. Cum spune la Sfântul Pavel la cartea numită Efeseni, precum că iubirea între Hristos și biserică. Sau cum arată în Sfânta Evanghelie iubire până la dăruire totală, până la jertfă. Deci satisfacerea unor plăceri nu pleacă din iubire, ci pleacă dintr-o pornire scârboasă, pătimașă, egoistă. M-am cutremurat când am auzit la televizor acum, nu știu pe ce canal,
că s-a triplat numărul minorelor care nasc, care devin mame. M-am cutremurat. Da. M-am cutremurat. Este într-adevăr o mare problemă pe care ar trebui să o rezolvăm. Atât și pentru binele lor, cât și al copiilor lor. Și păcătoși ăștia acum mai îndeamnă chiar noi, guvernul România, să admită căsătoria, nu știu dintre cine și cine, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, să o ocrotească. Să o recunoască? Să o recunoască. Întrebare pe care au pus-o, nu știu unde, în ce școală, te simți băiat sau fată? Ce întrebare asta? Nu că mă simt, sunt. Sunt băiat, sunt fată. Ce întrebare asta? Cum te simți? Te simți băiat sau fată? O întrebare exact cum a pus Satana. Întrebare Evei. A zis Dumnezeu să nu mâncați? Ce zici? Da. Da. Deci cu ispitire. Așadar, Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt, Duhul Înțelepciunii, al Înțelegerii, al Sfatului. Vedeți, în fiecare făptură să înțelegem rostul ei, de ce există. Și atunci, dacă am înțeles rostul și eu la fel, de ce exist, atunci nu mai batjocoresc și nu mai batjocoresc pe nimeni. Deci înțelepciune și înțelegere al sfatului, dacă am înțeles, sfătuiesc, îndemn. Dacă am înțeles, rămân statornic, Duhul tăriei, rămân statornic și trebuie să rămânem statornici în adevăr, în realitate, în înțelepciune, al cunoștinței. Cunoștința îți dă bucurie. Cea mai mare bucurie ți-o dă cunoaștere, care a inimii, cu ochiul, vezi copil. Fiecare copil este asemănător. Sunt copiii, se aseamănă între ei. Dar ochiul inimii, inima îți vezi altfel, îl vezi pe copilul tău, al cunoașterii. Și așa să vezi pe fiecare om copil al lui Dumnezeu. Pentru că noi cunoaștem de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt că toți suntem copiii Lui, ai lui Dumnezeu. Deci al cunoașterii, al bunei credințe, despre care am spus și în emisiunea trecută, al bunei credințe, că poate fi o credință falsă, greșită, așa cum au fost de-a lungul și încă mai sunt și oameni care au o falsă credință. Cum să spunem noi că Maica Domnului e o femeie ca oricare? Maica Domnului, despre care vom sublinia, este prima biserică, adică locașa lui Dumnezeu. În nimeni nu s-a extins Dumnezeu așa cum s-a extins în Fecioara Maria. De aceea este născătoare de Dumnezeu. Ce credință ai tu de spui că este o femeie ca oricare? Și alte lucruri care... Că nu există rai și iad?
că nu există înger, că nu este viață viitoare. E Dumnezeu, dar nu există nicio viață viitoare. Deci al bunei credințe, așa cum a fost descoperit adevărul de credință și al temerii de Dumnezeu, iată darurile Duhului Sfânt, teama de Dumnezeu, anume să nu greșesc, să nu mă îndepărtez de Dumnezeu. Așa cum am spus și în emisiunea trecută, hula împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac. Pentru că cel ce hulește, tăgăduiește pe Dumnezeu. Însemnează că atunci când Duhul Sfânt ți s-a descoperit și l-a descoperit pe Dumnezeu ca viață, ca mântuitor, ca, și zici că nu-i așa, semnează că nege existența lui Dumnezeu, ceea ce este El. Spune Sfântul Pavel, nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu întru care ați fost pecetuliți pentru ziua răscumpărării, despre care vom aminti. Și iată, am zis că odată cu pogorârea Duhului Sfânt, simultan s-au împlinit două acte dumnezeiești. Sălășluirea trupului îndumnezeit al Domnului Hristos în apostol și întemeierea bisericii în chip văzut. Deci a doua temă. A doua temă de astăzi. Sfânta Biserică. Ce este biserica? Iată, biserica este prezența lui Hristos în oameni. Spune cartea de învățătură creștină ortodoxă. Biserica este așezământ sfânt, întemeiat de cuvântul cel întrupat al lui Dumnezeu spre sfințirea și mântuirea oamenilor. Întemeiat în chip nevăzut pe cruce, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 28. Sfântul Pavel cheamă la el pe episcopi și le spune să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Deci s-a întemeiat biserica de către Domnul Hristos pe cruce. Cum s-a întemeiat biserica? Așa cum am spus, în omenitatea sa ne-a cuprins pe toți oamenii. Și în omenitatea sa ne-a întâlnit cu Dumnezeu. Și noi, întâlnindu-ne cu Dumnezeu, am primit pe Dumnezeu în noi, am devenit locași ale lui Dumnezeu. Și așa am devenit biserică. Că spune Sfântul Apostol Pavel, voi sunteți biserica lui Hristos, biserica Dumnezeului celui viu. Că zice Dumnezeu, voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Biserica vine la cuvântul baziliki, limba greacă, care însemnează casa lui Dumnezeu. Biserica, trup tainic al lui Hristos. Iată ce ne spune Sfânta Evanghelie, cuvintele Mântuitorului. Mă sfințesc pe mine însumi, ca și voi să fiți sfințiți. Adică Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a alcătuit trup din Fecioara Maria, l-a îndumnezeit, l-a sfințit
Trupul omenesc. Omenesc. Și apoi tot ceea ce a realizat în trupul său, îndumnezeit, extinde în noi, prin Duhul Sfânt. Asta este biserica. Extinderea Domnului Hristos, sau mai bine zis, extinderea vieții dumnezeiești a Domnului Hristos prin Duhul Sfânt în cei credincioși. Voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte, spune Sfântul Apostol Pavel. În Hristos locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și noi primim pe Domnul Hristos, primim dumnezeirea. Și așa cum s-a spus în nenumărate rânduri prin Sfintele Taine, atunci când ne botezăm, ne îmbrăcăm în Hristos. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Atunci când suntem miruiți cu Sfântul și Marele Mir, pecetea Darului Sfântului Duh, prin Duhul Sfânt creștem în Hristos, pe tulpina Hristos. Pentru că botezul, prin botez ne altoim pe Hristos. Și prin pecetulirea cu Duhul Sfânt creștem pe tulpina Hristos. Și atunci când ne împărtășim, ne împărtășim cu Hristos și rămânem în Hristos și întru Hristos. Cum spune Domnul Hristos și este consemnat de Sfântul Ioan în Evanghelia sa la capitolul 6, cuvintele Mântuitorului, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el. Și devenim un trup cu Hristos. Devenim casă lui Hristos. Devenim biserică. Că biserica este trupul tainic al lui Hristos. Biserica nu poate fi decât una sfântă, sobornicească și apostolească. Așa cum mărturisim în crez, despre care noi am mai vorbit. Da. Deci nu pot fi mai multe biserici, pentru că nu sunt mai mulți Hristoși. Nu avem mai multe trupuri ale lui Hristos. Hristos a avut un singur trup, îndumnezeit, extins în noi și noi toți am devenit un trup. Trupul tainic al lui Hristos, casă a lui Hristos. Biserică a lui Hristos. Deci biserica nu poate fi decât numai una. Că sunt atâția care culte care se numesc biserică, nu pot fi biserică. Pentru că n-are cei care vorbesc că împărtășania este simbol, că pâinea și vinul prin invocarea Duhului Sfânt nu se prefac în trupul și sângele Domnului, acolo nu poate fi biserică. Pentru că așa cum prin pogorârea Duhului Sfânt Fiul și-a luat trup din Fecioara Maria, căci Duhul Sfânt a pregătit-o pe Fecioara Maria, ca Fiul să-și alcătuiască trup din ea, iar Tatăl Ceresc i-a dat puterea ca să dea din ea și tot în același timp i-a dat putere ca să și primească de la Fiul dumnezeirea. Deci cei care spun că botezul este o, să zicem așa, nu este o naștere din nou.
ci doar un ritual, doar un ritual, un obicei. Sau împărtășania este un simbol, o închipuire. Aia nu poate fi biserică. Acea comunitate, acei credincioși nu se pot numi biserică. Deci biserica este una. Iată că unul este întemeitorul ei. Spune Sfântul Apostol Pavel, siliți-vă să păziți unitatea Duhului într-o legătură a păcii. Este un trup și un Duh, precum și chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre. Este un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este peste toate și prin toate și întru toți. Deci nu pot fi mai multe biserici decât una singură. Cea care a păstrat nealterată învățătura propovăduită, dată de Domnul Hristos ucenicilor și propovăduită de ucenicii lui și de trimișii ucenicilor, neîntrerupt, nealterat, până astăzi. Biserica este una. Într-un duh ne-am botezat noi toți ca să fim un singur trup. Biserica este sfântă. Peste tot pământul, mergând învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așadar, este sfântă. Când zic mergând învățați toate neamurile, este sobornicească. Da. Adică cuprinde pe toată lumea. Peste tot pământul. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Propovăduiți adevărul. Și spune Sfântul Evanghelist Marcu, învățându-i ca să păzească toate, și Sfântul Evanghelist Matei, cuvintele Mântuitorului, să păzească toate cele ce v-am spus vouă. Biserica este sfântă, pentru că sfânt este întemeitorul ei. Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, să fie sfântă și fără de prihană. Dar biserica este sfântă chiar dacă noi suntem păcătoși care mergem și invocăm pe Dumnezeu. Pentru că Iisus n-a venit pentru cei curați, cei drepți, m-a zis, da. Ci pentru păcătoși. Pentru cei bolnavi spirituali, spirituali, ca să-i vindece. Și pentru că sfințenia, omul niciodată în veci nu se va, umple de sfințenie. Și continuu se sfințește. Primește sfințenie de la cel ce este sfânt. Și are nevoie de sfințenie continuă. Pentru că noi o numim pe Maica Domnului preasfântă, dar niciodată nu se, nu se umple de sfințenie, pentru că sfințenia la Dumnezeu este, de la Dumnezeu este fără sfârșit. Pentru că sfințenia, a te împărtăși de sfințenie însemnează a te împărtăși de Dumnezeu cel ce este fără sfârșit, fără margini. Sfânt este Duhul care sălășluiește în biserică. Sfinte sunt mijloacele de sfințenie și de mântuire.
De aceea biserica este sfântă, pentru că sfinte sunt mijloacele de mântuire și de sfințenie. Printre aceste mijloace ne puteți enumera câteva, lăsând deoparte Sfânta Împărtășanie, botezul, pe care le știm și despre care ne-ați vorbit. Ce alte mijloace am putea avea de sfințenie? Rugăciunea? Sau... Da, rugăciunea, postul. Pentru că postul însemnează abținere de la ce ne poate întina. Și poate fi considerat un mijloc de sfințenie. De sfințenie. Rugăciunea este un mijloc de sfințenie. În rugăciune invocăm pe Dumnezeu, vino Doamne, Duhule Sfinte, sălășluiește întru noi. Iisuse, curățește păcatele. Iată cum spunem în rugăciunea, Preasfântă Trăime, Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Aici este vorba despre Tatăl Ceresc, că zice Domnul Hristos, eu sunt tulpina, voi sunteți mlădițele, Tatăl meu este lucrătorul, mlădița care nu aduce roadă, Tatăl vine și o taie și curăță tulpina. Deci, Doamne, curățește! Deci acum Tu, Doamne, curățește-ne de păcate. Doamne, deci miluiește-ne, Doamne, curățește-ne pe noi. Sfânt, Doamne, cum am zis? Vreți să ziceți rugăciunea? Da, da. Haideți rugăciunea. Să zicem că îmi place și e bine să o zicem de la început. O zicem din... Da. Din... Și o explicație apoi, pentru că da. Luat așa da. Ne și pierdem și nici nu cred că ajunge la telespectatori așa cum ne dorim. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Tatăl ne curăță! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Fiul, asumându-și păcatele noastre, cum s-a mai spus, intră în moarte cu trupul și și omoară păcatele pe care și le-a asumat păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Sfântul Duh, cercetează și vindecă neputințele noastre. Cum am zis în rugăciunea, Împărate Ceresc, bunule, vino și te sălășuiește întru noi, pentru că prin venirea Duhului Sfânt, Iisus vine în noi și El venind în noi, El fiind sfânt, cum a zis, mă sfințesc pe mine însumi ca și voi să fiți sfințiți. Aduce sfințenia, sfințenia în noi. Lui. Așadar, sfinte sunt mijloacele de mântuire și de sălășluire. Sfânt este scopul. Deci biserica este sfântă pentru că sfânt este scopul, sfințirea, comuniunea veșnică în iubire cu Dumnezeu. Și biserica este apostolească, adică, cum spune Sfântul Apostol Pavel, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos, zidiți spre a fi locaș al lui Dumnezeu în Duh. Deci, iată, biserica are patru însușiri. Una, sfântă, sobornicească și apostolească. Biserica cuprinde pe toți oamenii, pe toți cei uniți în Hristos. Noi aici pe pământ suntem biserica luptătoare
și cei ce au plecat, biserica triumfătoare. Noi încă luptăm cu ispita. De aceea invocăm pe Duhul Sfânt, vino și te sălășluiește întru noi. Ca să ne dea putere să îndepărtăm ispita? Da, să vină Iisus și să ne ajute să îndepărtăm ispita, să nu ne învoim cu Satana. Așa cum El a îndepărtat pe Satana, cât de aceea s-a și lăsat ispitit, ca să ne arate nouă că trebuie să îndepărtăm ispitele Satanei. Deci noi suntem biserica luptătoare. Iată, spune Sfântul Evanghelist Luca, cuprinde și pe cei păcătoși. N-am venit să chem pe drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Biserica luptătoare. Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți mai mult decât puteți. Și odată cu ispita, va aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda. Deci, iată, biserica, noi suntem care ne luptăm cu ispitele și cu poftele noastre. Și biserica triumfătoare, cei care au plecat din lumea aceasta. Toți care au plecat din lumea aceasta, împăcați cu Dumnezeu prin cruce, și îngerii formează biserica triumfătoare. Și am zis, biserica desăvârșită este Maica Domnului, în care a sălășluit Fiul lui Dumnezeu și odată din care și-a luat trup omenesc și odată cu venirea Fiului Dumnezeu, El fiind de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în Fecioara Maria a venit Dumnezeu Treime. Așadar, biserica este trupul tainic al Domnului Hristos. Mai este? Mai este. Este trupul tainic al Domnului Hristos. Noi care iubim pe Domnul Hristos și păzim cuvântul Lui, spune așa Mântuitorul, dacă mă iubește cineva și va păzi cuvântul meu, iubit va fi de Tatăl meu și vom veni la el și vom face locaș la el. Deci vine, dacă iubim pe Dumnezeu și păzim cuvintele, Fiul și Tatăl vine în noi, dar și Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt îl aduce pe Tatăl și pe Fiul în noi. Și atunci vom fi sfințiți. Da. Dumnezeu este Cel ce lucrează în noi și ca să voim și ca să săvârșim după a Lui bunăvoință. Așadar, biserica suntem noi în care lucrează Dumnezeu. Trimite pe Fiul, dar trimiterea Fiului nu însemnează că Tatăl stă deoparte. Repet, la Dumnezeu este o singură lucrare și o singură voință. Lucrează și Tatăl, lucrează și Fiul, lucrează și Duhul Sfânt, voiește și Tatăl, voiește și Fiul, voiește și Duhul Sfânt. Aceeași lucrare, aceeași voință. Așa cum și Duhul Sfânt când vine, nu înseamnă că Fiul, Cuvântul și Tatăl stau deoparte și lucrarea este realizată doar de Duhul Sfânt, ci împreună. Da. Așa cum spuneați, sunt trei persoane într-una singură, dar lucrarea este comună a celor trei. Da. Chiar dacă... Intrăm pe ultimele 10 minute ale emisiunii, da, și putem spune că
cel puțin din adevărurile pe care le-ați spus acum, trebuie să înțelegem, trebuie să credem că sunt trei persoane, dar Dumnezeu unul este. Duhul Sfânt dă înțelepciune, ca să înțelegem. Așa cum a spus prorocul Isaia, Duhul înțelepciunii, al înțelegerii, al sfatului, al tăriei, al bunei cunoștințe, al cunoștinței, al bunei credințe și al fricii, ca să nu greșim. Deci, dragii mei, noi trebuie să fim atenți, să fim atenți cu noi, să nu acționăm la voia întâmplării. La Dumnezeu nimic nu este întâmplător. Totul este cu un plan și planul este și dintr-un început, din veșnicie, cum spuneți. Din veșnicie. Totul este în planul lui Dumnezeu din veșnicie. Și dar există abateri prin păcatele pe care le facem. Le facem, da. Ne abatem de la planul inițial pe care îl aveam noi de împlinit, de la scop. Pentru că Dumnezeu avea un plan cu noi, dar prin ceea ce noi facem, prin îndepărtarea noastră de Dumnezeu, ne abatem de la planul lui. Sfântul Fericitul Augustin, în cartea sa Confesiuni, vorbind despre rău, răul este abaterea de la scop, abaterea de la bine. Scopul este binele. Da. Orice abatere de la împlinirea binelui, dăm de rău. Și atunci, iată, să fim atenți cu noi. Răul, spune Fericitul Augustin, nu există prin sine. N-are susținere. N-are temei. Binele e în Dumnezeu și Dumnezeu este binele. Binele este cel ce există. Răul este cel ce nu trebuie să existe. Așadar, să fim atenți cu noi și în privire. Adesea am spus și la biserică și am mai spus și aici, să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, dăm gând curat, să nu mă întinez, să gândesc urât, să gândesc păcătos, să gândesc rău, destructiv. De aceea este atâta dezordine în lume. Iată ce ne spune Domnul Hristos și este consemnat de Sfântul Evanghelist Luca la capitolul 13, să citesc. Am mai amintit eu lucrul ăsta. Pe când Mântuitorul vorbea, erau unii care au venit și i-au spus, învățătorule, Pilat a omorât oameni, zice, niște galileeni au fost amestecați cu sângele lor. I-a amestecat, i-a omorât pe galileeni. Alții au zis, învățătorule, iată, turnul în Siloam s-a prăbușit, s-a surpat și au omorât 18 oameni. Ce le răspunde Iisus? Dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Deci dacă nu ne îndreptăm gândurile și nu avem cugete, gânduri curate,
totul este dezordine. Credeți dumneavoastră că aceste cataclisme sunt datorită gândurilor noastre rele, comportamentului nostru nociv, rău? Întreaga făptură se perturbă. Așa cum nervos dacă ești, da, intri în casă nervos, toată liniștea se perturbă. Toată armonia e dată peste cap. Așa este. Deci întreaga făptură se clatină datorită gândurilor noastre clătinate, mișcate, îndreptate și stăpânite de răutate. Îndreptate de rău, spre rău. Nici nu ne dăm seama cât rău sau câtă suferință putem produce fără să spunem ceva, ci doar prin privirea noastră răutăcioasă, prin gesturile pe care le atâta facem. Atâta de mult m-am întristat așa când am văzut la televizor, uite, ăla se îmbracă așa, ăla să... Băi, vezi-ți de treaba ta. Da. Vedeți, producem ură, repulsie. Îndemnăm la rău, bârfa. Deci, să fim atenți cu vorbele noastre, cu gândurile noastre, cu purtarea noastră. Să vedem cum ne îmbrăcăm. Mai bine, m-am mai spus eu așa, vin. Chiar acum, zilele astea, vine cineva așa cu un cercel în nas. Și am spus, tu știi cine își bagă sârma în nas? Și a zis, zică, porcul. Păi da, ca să nu râme, tu de ce ți-ai băgat sârma în nas? Că porcul dacă e liber, râmă și strică. Ca să nu strice. Pământul. Ei se inspiră din vechile triburi care purtau, știți, erau colorați, purtau tot felul de cercei tot felul de... Așa purtau ei, nu știu, n-am studiat. O să mai uit mai atent asupra comportamentului lor să înțeleg de ce. Da, de ce? Așa... Pentru ca să apară mai deosebiți. Da, așa cum și curcanul se înfurie, așa ca să apară mai impozant. Și, să-și creeze un loc. Da. Se apropie de final emisiunea noastră. Așadar, tragem o concluzie. Iată, în Dumnezeu trăim și ne mișcăm și suntem. Ce frumos! Spune Sfântul Pavel, am mai amintit noi aici, când merge la Atena, în oraș, observă un altar, un templu, ridicat în cinstea zeului necunoscut. Da. Și merge în Areopag, acolo unde se adunau înțelepții, și Sfântul Pavel le spune, am rămas plăcut, impresionat că în cetatea voastră este ridicat un templu în cinstea zilului necunoscut. Iată, am venit să vă spun cine este acest zeu. Dumnezeu este Domnul Hristos și le vorbește și unii s-au convertit, printre care și Sfântul Dionisie Areopagitul, despre care am mai vorbit. Și spune, în Dumnezeu trăim și ne mișcăm și suntem. Că Dumnezeu este, tot Sfântul Pavel spune în altă parte, în Epistola către Efeseni, Dumnezeu este peste toate și prin toate și întru toți. Întru toți. Adică Dumnezeu este peste toate, pe toate le cuprinde, prin toate
pentru că fără harul său, fără energia sa, nimic n-ar putea exista. Și întru toți, pentru că fără el, nimeni nu poate înainta. Da. Nimeni nu poate crește. Dacă nu e Dumnezeu în tine, nici minte nu ai, nici creștere nu ai, nici sănătate nu ai, n-ai nimic. Pentru că toate prin el, toate de la el, prin el și întru el. În Dumnezeu trăim, pentru că el este cel ce ne cuprinde. În Dumnezeu ne mișcăm, pentru că el este viața. Și în Dumnezeu suntem, pentru că el ne crește, ne menține și încă ne menține veșnic. Avem multe rugăciuni adresate Sfintei Treimi, prin care o invocăm pe Sfânta Treime. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Cel ce este cauza, Sfinte tare, care ne menține, El este viața, Sfinte fără de moarte, care avem viața veșnică, pentru că Duhul Sfânt de la Tatăl, prin Fiul, vine, purcede și se revarsă peste noi și revarsă în noi și viața, și sfințenia, și veșnicia, bunătatea și toate cele realizat Iisus Hristos în omenitatea sa. Avem iarăși în biserică rugăciunea aceasta: nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Da. Iubite voi, Doamne, tăria mea, deci iubim pe Dumnezeu, care este, cum spune acolo, așa, încântare, tăria mea, bucuria mea, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, am zis, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Prin semnul Sfintei Cruci îl arătăm pe Dumnezeu, Treime, Tatăl, de la care vine Fiul, și pe Duhul Sfânt, care ne cuprinde, aducându-L pe Tatăl și pe Fiul. Așadar, dogma Sfintei Treimi este la baza credinței noastre, este însăși viața care și de la care vine, ea este viața, și de la Sfânta Treimă vine viața, vine totul. Să ne închinăm lui Dumnezeu în Treime pentru a putea ne împărtăși de acum și veșnic de prezența sa spre binele și mântuirea noastră. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu și să ne rugăm
ca Sfânta Treime, ca Bunul Dumnezeu, să ne lumineze mintea și Duhul Sfânt să ne dea înțelepciune ca să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Încheiem această emisiune aici, deja timpul s-a scurs. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!